Proiectul de construire a centurii comune Șimian a intrat în linie dreaptă. Recent, Primăria Șimian și Ministerul Transporturilor au semnat un protocol prin care se vor începe demersurile în vederea identificării sursei de finanțare pentru construirea centurii, care va scoate traficul greu din comună. Sectorul de drum urmează să fie dat în administrarea Direcției de Drumuri și Poduri Craiova și va face legătura cu drumul expres Craiova-Lugoș. Proiectul care vizează construirea centurii ocolitoare a comunei Șimian este în linie dreaptă pentru finanțare. Primăria a primit undă verde de la Ministerul Transporturilor pentru demararea acestui proiect, care, după ce va fi finalizat, va intra în administrarea Direcției de Drumuri și Poduri Craiova. Ministerul Transporturilor o să finanțeze această centură, executant o să fie cei de la Primăria Șimian și odată cu această centură e posibil să scăpăm de acel. Bineînțeles, cel mai bine ar fi să fie finalizat drumul expres Craiova-Lugoș, ar fi cel mai bine să se realizeze și atunci traficul va ieși total din acea zonă. La ora actuală, traficul greu traversează centrul comunei și în pofida demersurilor de decongestionare, aici se creează periodic blocaje în trafic. Acolo a fost un sens giratoriu care a fost și în garanție și n-am putut să intervenim foarte mult. Din punctul meu de vedere, a fost proiectat un pic greșit. Este foarte, foarte mic acolo. Centura ocolitoare se va contopi cu drumul expres Craiova-Lugoș, astfel că traficul infernal din centrul comunei va dispărea.